Bună seara, dragi prieteni! Încerc după discuția cu George Buhnici să schimb puțin tonul, nu știu dacă ați observat. Nu sunt sigur că ăsta este cel mai bun lucru. Principiul pe care eu mi l-am asumat este să fiu eu însumi. Dar dacă tonul pe care prezint anumite lucruri dăunează impactului mesajului, atunci sigur că asta este cel mai important. Aștept cu foarte mare interes opinia dumneavoastră pe această temă. Nu știu dacă ați observat această schimbare, hai să-i spunem, de ton din ultimile zile. Vă rog foarte mult, dacă ați observat sau dacă aveți un punct de vedere pe această temă, să îmi scrieți în secțiunea de comentarii. Sunt nerăbdător să aflu părerea dumneavoastră. Deși sunt zile în care îți vin niște știri pe care atunci când le citești este foarte greu să îți reduci tonul revoltat. Da? Când citești astfel de știri, este foarte dificil să-ți reduci tonul revoltat. Marian Povălașc a făcut pe europaliberă.org. Este un jurnalist foarte bun, îl cunosc de la evenimentul zilei. Vă sfătuiesc, dacă puteți să-l urmăriți pe rețele sociale, a făcut un fel de inventar al dosarelor care urmează să fie închise din pricina hotărârii Curții Constituționale, care a obligat în alta curte de casație și justiție să ia decizia de acum două zile. Observați că folosesc această formulare și nu o folosesc întâmplător, o folosesc chiar acum, înainte să încep să înregistrez, pe Euronews apărea știrea pe această temă și spunea că se închid dosarele din cauza deciziei în altei curți de casație și justiție. Este o formulare manipulativă, este o formulare în favoarea celor care își doresc ca publicul să nu înțeleagă, să nu priceapă ce s-a întâmplat de fapt. Așa cum am explicat și în editorialele anterioare pe această temă, în alta curte de casație și justiție a emis o hotărâre obligată fiind și ținută de hotărârea precedentă a Curții Constituționale. Curte Constituțională unde deciziile se iau prin vot, majoritatea votează și unde partidele și alte instituții au promovat politruci. Majoritatea din Curtea Constituțională este setată încă de pe vremea lui Dragnea și conține oameni care sunt puși acolo ca să servească intereselor oligarhiei din România și care au emis nu numai această hotărâre, au emis și alte hotărâri care au dus la demiterea Laurei Codruța Kövesi și la blocarea activității Direcției Naționale Anticorupție. Au blocat colaborarea între Serviciul Român de Informații și Procurorii DNA, chestiune care a dus mai departe la eliminarea unor probe din dosare, la achitarea unor alte serii importante de infractori din zona politică și nu numai trimiși în judecată de Direcția Națională Anticorupție și acum, iată, avem acest nou efect. Care este efectul, oameni buni? Foarte important, dincolo de numărul dosarelor, dincolo de numele persoanelor care urmează să scape, pentru că nu sunt achitate, urmează să scape, pur și simplu procesele lor se închid din pricina intervenției termenului de prescripție. Treaba asta să nu vă imaginați că este rezultatul unei întâmplări. Nu! La fel ca și cu desființarea protocoalelor dintre Serviciul Român de Informații și Direcția Națională Anticorupție. Este rezultatul soluțiilor juridice pe care marii, hai să le spunem, avocații ai Hidrei, personaje de tip Tudorel Toader, de tip Florin Ciordache, Eugen Nicolicea și alții, le-au găsit ca să scape șmecherii de dosare. Le-au găsit, le-au impus, majoritatea politrucă din CCR a votat și așa s-a ajuns aici, oameni buni. Sunt 500 de dosare, cu un prejudiciu total de 1,2 miliarde de lei. Gândiți-vă câte școli se puteau construi cu acești bani, câți kilometri de autostradă, câte spitale se puteau construi, câte lucruri se puteau face. Prejudiciul ăsta reprezintă bani furați de la noi. Că banii nu plutesc așa undeva în aer și nu cresc în copaci ca prunele, astfel încât cineva să îi culeagă, fără să producă altcuiva un prejudiciu. Banii ăștia sunt bani din taxele și din impozitele noastre, care ar fi trebuit să se întoarcă la noi,
sub formă de proiecte, canalizări, spitale, școli, autostrăzi, iluminat public, you name it, salarii mai mari pentru profesori, și care în loc să se întoarcă la noi, pentru că noi plătim prin taxe și impozite, s-au dus în buzunarele unor șmecheri. Șmecheri care s-au îmbogățit, șmecheri care operează cu acești bani trusturi de presă, trusturi de presă care fac propaganda mafioților, șmecheri care au reușit să dobândească în câțiva ani de tranziție averi mult mai mari decât averile unor familii de industriași din lumea occidentală. Oameni care de 3-4 generații produc ceva pe planeta asta și vând. Unii dintre ei sunt la nivel de bogăție cu oligarhii din România. Oligarhii din România n-au produs nimic, au furat. Despre asta este vorba. În momentul în care România, vreau să explic puțin fenomenul, ca să-l fie înțeles puțin în contextul mai larg, dincolo de știrea pe care o vedeți la televizor și care din start este formulată greșit, în momentul în care România a intrat, ei au legiferat din 1990 ca să poată să fure. Au introdus în Constituția țării sub regimul Iliescu acea prevedere că averea se consideră a fi dobândită licit, pentru ca în viitor să nu se poată crea legislație de control a averii, ca să nu poți să fii pe partea opusă, să-i prinzi. Îi prinzi fie când comit actele de corupție și când fură banul, fie poți să-i prinzi când consumă bani. Te duci la averea lor, le verifici averea, dacă nu poți să o justifice, automat o confiști. Așa se întâmplă, știți cu toții, așa se întâmplă în Germania, așa se întâmplă în Marea Britanie, așa se întâmplă în Spania. Este un control al averii pentru toți cetățenii. Cine nu justifică, e chemat la fisc și îi se confiscă. La noi nu este așa, pentru că 90-ii au legiferat, ei au știut că o să fure foarte mult atunci. Și apoi au legiferat succesiv în legea penală, fel și fel de prevederi, chichițe, ca să fie greu de prins, să scape de pușcărie, să ia pedepse mici, dacă iau pedepse să scrie 70.000 de cărți, mă rog, le scrie altcineva cărțile, aia se vedea cazul infractorului Dan Voiculescu, patronul de la Trustul Intact, Antena 3, Felix, care a primit 10 ani, oameni buni, de pușcărie și a făcut 2 ani și 11 luni și s-a eliberat din penitenciar, nici până în ziua de astăzi prejudiciul nu este recuperat de la el. În momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, ni s-au impus standarde ale statului de drept, ni s-a impus legislație, a fost creat inițial PNA-ul lui Adrian Năstase, care a fost frecție la un picior de lemn, apoi Uniunea Europeană a intervenit, a impus MCV-ul și ne-a obligat să facem legislație și a obligat instituțiile să colaboreze. Și așa a fost marea luptă împotriva corupției, în special în perioada în care Direcția Națională Anticorupție a fost condusă de Laura Codruța Chioveș. În momentul în care DNA-ul a început să se întindă și să ia din toate părțile, toți mafioții s-au unit. S-au unit împotriva ei, au dat-o jos. Am avut majoritatea lui Dragnea, care a legiferat, a schimbat, a pus oameni la CCR. Ăștia au votat în majoritate să se facă o serie de modificări. Asta este ultima modificare impusă în sistemul de legi din România, astfel încât să poată să scape mari corupți de dosarele pentru faptele despre care s-a aflat și pentru care s-a obținut dovezi. 500 de dosare, oameni buni, 500, peste 1,2 miliarde de lei, 1,2 miliarde. Îmi este foarte greu să nu vorbesc despre asta pe un ton mult mai revoltat, pentru că este absolut scandalos. Gândiți-vă, ăștia sunt bani pierduți, definitiv, furați de la noi și pierduți. Da? Gândiți-vă statul cum ne execută pe noi atunci când consideră că n-am comis infracțiuni, dar poate cineva a completat greșit o declarație de venit sau a uitat să o depună la timp. Cum curg penalitățile, amenzile, statul imediat vine peste noi. De ce? Pentru că noi nu facem parte din oligarhia securisto-comunistă care a confiscat România după 1990. Ce scrie Marian Povolașc? Faptul că sunt 557 de dosare cu un prejudiciu estimat care se ridică la 1,2 miliarde de euro și valoarea totală a șpăgii care s-a dat în aceste dosare, mita pentru care s-au făcut diverse lucruri, este de 150 de milioane de euro. Asta este șpaga. Magistrații vor fi nevoiți, spune procurorul șef Crim Bologa, sigur, Marian Povolașc a preluat un comunicat, am uitat să vă spun asta, a preluat un comunicat oficial transmis de Direcția Națională Anticorupție. Magistrații vor fi nevoiți să constate încetarea proceselor penale și înlăturarea răspunderii penale pentru infracțiuni de corupție.
asimilate corupție și având ca obiect fraudarea fondurilor europene, se arată în comunicat. 190 de dosare sunt în curs de urmărire penală, cu un prejudiciu de 648,2 milioane de euro. Valoarea totală a traficului, a mitei și traficului, din aceste dosare este de 50 de milioane de euro. Mai sunt în diverse stadii de judecare, aflate pe rolul instanțelor, deci e vorba de dosarele aflate în curs și dosarele aflate pe rolul instanțelor, în curs de urmărire penală, care n-au apucat să fie trimise în instanță. În instanțe sunt 367 de dosare, cu un prejudiciu de 561 milioane de euro, valoarea totală a mitei și a traficului de influență fiind de 99,5 milioane de euro. Ce mai precizează șeful DNA? Procurorii DNA au respectat prevederile legale în vigoare și au întocmit acte de întrerupere a prescripției răspunderii penale conform codului penal și codului de procedură penală, începând de la 1 februarie 2014, în conformitate cu deciziile CCR din 2018 și deciziile ulterioare. Sigur că trebuie să ne gândim, toți cei care suntem revoltați, în sarcina politică, cui pică asta? Pică în sarcina politică a PSD-ului și a Partidului Național Liberal. De ce? Pentru că sub regimul PSD-ului Liviu Nicolae Dragnea s-au rezolvat chestiunile astea cu amplă susținere din partea oamenilor lui Traian Băsescu, din Curtea Constituțională. Cred că e inutil să mă întrebați de ce. De ce? Pentru că Elena Udrea trebuia să scape de pușcărie mai multă. Și are un dosar în care va scăpa de pușcărie mai multă. Apoi, după ce PSD-ul a plecat de la putere și PNL-ul a preluat guvernarea, ei puteau să intervină legislativ, astfel încât să prevină nenorocirea asta. Și nu au făcut-o. A fost no combat. Opinia mea este că motivele pentru care Partidul Național Liberal a făcut no combat au legătură cu motivele pentru care Klaus Iohannis a ales să semneze decretul de demitere a Laurei Codruța Chioveși, având ca pretext hotărârea Curții Constituționale, nu a ales să se întoarcă la popor, pentru că poporul atunci era în stradă și se puteau face foarte multe lucruri din punct de vedere politic. Tot din acest motiv, pentru care Klaus Iohannis a demis-o pe Laura Codruța Chioveși, tot din acest motiv, Partidul Național Liberal, când a avut prima guvernare sub Ludovic Orban, nu a intervenit și n-a făcut nimic ca să intervină legal. Și tot din acest motiv, atunci când au avut majoritatea parlamentară, împreună cu USR, nu au luat niciun fel de măsură legală pentru a preveni această situație. Ei puteau să intervină din punct de vedere legal, puteau să găsească soluții, dar nu au găsit soluții. Și principalul motiv, din punctul meu de vedere, reprezintă faptul că hidra asta securisto-comunistă controlează în egală măsură și PSD-ul și Partidul Național Liberal. Și atunci Partidul Național Liberal a jucat cumva sub steag fals. Ce înseamnă sub steag fals? În perioada în care existau pirații ca să poată să atace eficient corăbile și să le ia pe nepregătite, arborau steagul pe care l-avea corabia respectivă. Și atunci când venea corabia, capitanul credea că este un vas prieten. Și când se apropiau, începeau ostilitățile. Sub steag fals înseamnă că domnul Klaus Iohannis a mințit foarte mult în campania electorală din 2014, când a spus că va fi un susținător al luptei anticorupție. Domnul Iohannis știm acum că a mințit foarte mult când a spus că PSD-ul nu va fi adus niciodată la putere. Sub steag fals înseamnă că Partidul Național Liberal, care a strigat ca să-și atragă voturi în 2018-2020, că și ei sunt fără penal, că și ei vor eliminarea penalilor din politică, mai țineți minte Rareș Bogdan cum își rupea 5 rânduri de cămăși Gucci și 70 de batistuțe în fiecare emisiune pe tema asta? De fapt, ei au clamat că vor să facă treaba asta, dar în realitate nu au făcut nimic. Asta înseamnă, dragi prieteni, că în mod normal publicul revoltat de această situație ar trebui în 2024 să meargă la vot și ar trebui să-i taxeze foarte dur, foarte, foarte, foarte dur. Pentru această măgărie, această măgărie cade în sarcina politică a cârdășiei PSD-PNL. Din punctul meu de vedere, pentru această măgărie, cele două partide ar merita să fie desființate de electorat. Însă, aici există un însă. Ei au reușit să-și creeze această campană electorală numită AUR.
foarte mulți oameni revoltați de mafia din România, revoltați de aceste informații, am văzut pe rețele sociale, pică în această capcană electorală. Aveți foarte mare grijă. Mă adresez și celor care au venit mai de curând pe canalul de YouTube, Mălin Bogi, jurnalist independent. Mă adresez și celor care poate n-ați apucat să vedeți în fiecare zi materialele mele. Uitați-vă cu foarte mare atenție la playlistul AUR, cea mai mare capcană electorală. Și acolo veți găsi foarte multe informații, astfel încât să evitați această capcană întinsă pentru alegeri parlamentare, ca toți oamenii revoltați de ce au făcut ăștia să dea votul unui proxy. Proxy e un termen mai modern, unui paravan. Și după paravan să fie exact același lucru. Da? Este tot o corabie sub steag fals, dragi prieteni. Ne mai vorbim de faptul că dincolo de asta ei sunt foarte puternic legați de oligarhia conectată la interesele Moscovei, la interesele Rusiei. Și este un pericol foarte mare dacă noi nu ne prezentăm la vot, în număr cât mai mare, să luăm puterea de la aceste grupări de corupție. Unele au legături directe cu Moscova, altele au interese suprapuse cu interesele Moscovei. Și pentru că vorbim de Moscova și pentru că am vorbit de AUR, să știți că ceea ce face Rusia în România nu face numai România. Face în toate țările din Europa de Est. Și vedem acum la Praga ce se întâmplă. Extrema dreaptă și Partidul Comunist, scrie G4 Media, au scos în stradă mii de oameni cehi la Praga. Manifestanții au cerut demisia guvernului și discuții cu Rusia. Cineva care știe politică, știe doctrină politică, zice stop, ar face pauză acum și ar derula puțin înapoi. Cum adică extrema dreaptă și Partidul Comunist? Că din punct de vedere doctrinar, una este la Ana și una este la Caiafa. Una este la Alfa și una este la Omega. Da, pentru că n-ar nicio legătură cu doctrina. Asta demonstrează că în spatele lor este dictatura lui Putin. La fel cum în spatele multor grupări de extremă dreaptă și de extremă stângă se află interesele Moscovei. Și Moscova are niște interese foarte clare și simple, declarate chiar de ei, să refacă Imperiul Sovietic, să preia controlul asupra țărilor foste comuniste, țărilor din Europa de Est. Ca să poată să facă treaba asta, are nevoie de atingerea a două obiective. 1. Să dezbine statele occidentale, marile puteri militare care formează NATO și Uniunea Europeană, să le dezbine. N-a reușit să facă treaba asta. Și 2. Să dezbine națiunile din Europa de Est de valorile occidentale. De asta se face, inclusiv în România, toată această propagandă pe care o face AUR. Ură împotriva minorităților, fel și fel de apocalipse cu care ei sperie oamenii că vor veni din Occident dacă oamenii nu se transformă în naționaliști, așa zici, patrioți, suverani și așa mai departe. Partidul AUR de altfel are și un protocol de colaborare scrisă cu un partid fondat de infractorul Daniel Dragomir, care are trecut în doctrină scoaterea României din NATO și Uniunea Europeană. Și de asta vedem extrema dreaptă și Partidul Comunist. De asta le vedem împreună. Pentru că sunt apăsate pe același buton de la Moscova. Mii de cehi au manifestat vineri la Praga cerând demisia guvernului de centru-dreapta pentru a permite declanșarea de alegeri anticipate și discuții cu Rusia cu privire la aprovizionarea cu gaze. Înțelegeți? Manifestația, cu ocazia unei sărbători naționale în piața principală din Praga, a fost a treia organizată de mișcări politice de extremă dreaptă, grupuri marginale și Partidul Comunist. Poliția a estimat că au participat câteva zeci de mii de persoane, mai puțin decât la mitingurile precedente. Și cine este grupul care a organizat manifestația? Republica Cehă mai întâi, da? Patrioții, naționaliști, ei sunt. Ca și în România. Nu-i de mirare că în România, așa zis și patrioți, da? De la AUR, au un stăpân, un jupân, adevăratul jupân al partidului, că George Simion e de fațadă. Adevăratul jupân este Marius Dorin Lulea, cu care eu m-am și judecat. Deja avem în primă instanță două procese pe care le-am câștigat împotriva lui. Și domnul Lulea, fondator al partidului AUR, prins cu contracte de antreprenoriat la o clădire a Federației Ruse din centrul Bucureștiului. Materialul este pe canalul meu de YouTube și puteți să-l vedeți în playlistul AUR, cea mai mare capcană electorală. Manifestanții au agitat drapele cehe, scadând demisia și au purtat pancarte cu conținut în care se cerea ieșirea țării din NATO și din UE. La matematică mai țineți minte, cei care ați mai prins limba latină? Quod erat demonstrandum.
Gvot era demonstrandul, da? Au cerut scoaterea din NATO și Uniunea Europeană. La fel cum se întâmplă în România, la fel cum se întâmplă în toate țările din Europa de Est, Ungaria făcând puțin notă discordată, dar nu în sens pozitiv, ci în sens negativ, că acolo controlează pe Orban care controlează Ungaria. Bănuiesc ce promisiuni au făcut, că îi dă Ungaria mare dacă îl ajută să rescrie harta Europei de Est. Vă dați seama ce poate să fie acolo. În timp ce Putin acționează prin intermediul manipulărilor, dezinformărilor, grupărilor extremiste, armatei de troli cu care acționează în toată Europa de Est, și cartea aceea pe care am dat-o lui George Buhnici, Trolii lui Putin, este foarte importantă, oameni buni, pentru a înțelege situația, amenință lumea, lumea întreagă, amenință mapamondul și mai rău, ca un interlop ce este el, planetar. Revista 22, citesc din revista 22, declarația este pe mai multe site-uri, lumea intră în cel mai periculos deceniu după cel de-al doilea război mondial. Rusia nu sfidează Occidentul, Rusia își va apăra dreptul la existență. Nimeni n-a amenințat existența Federației Ruse. Nimeni n-a invadat Federația Rusă. Nimeni n-a impus Federației Ruse ce să facă pe teritoriul ei. Federația Rusă în 2014 a ocupat ilegal peninsula Crimea. Federația Rusă a invadat în luna februarie o țară, un stat suveran, căruia tot Moscova îi garantase în 1994 toate teritoriile. În 1994 Ucraina a predat tot arsenalul nuclear către Moscova. Și Moscova a fost printre țările care au semnat și au spus nu avem niciun fel de pretenții teritoriale de la Ucraina, așa cum este Ucraina, este în regulă, este legal, sunt teritoriile ei, noi nu avem nicio treabă cu această țară. Și au primit arsenalul nuclear. El a invadat acea țară și el spune că cineva îi pune în pericol existența. Vă dați seama cât de perfizi sunt oameni buni, cât de mincinos sunt. Dar noi știm treaba asta, pentru că mulți dintre noi ne-am născut înainte de 89, și știm cum funcționa, la ce nivel de minciună funcționa regimul comunist. Fix asta se întâmplă acum. Nu este deloc întâmplător Putin, fiind un fost ofițer KGB, crescut în ADN KGBist. Din Germania a venit un semnal foarte puternic, pentru că Germania a avut foarte mari probleme în epoca Merkel, a fost foarte anexată la gazele și petrolul din Rusia. Ei bine, uite că vin semnale foarte puternice, o ruptură epocală în relațiile Germaniei cu Moscova, anunță președintele Germaniei. Steinmeier nu mai vrea legături economice cu Rusia. Invazia rusă în Ucraina a provocat o ruptură epocală în relațiile Germaniei cu Moscova, scrie site-ul Actual 24, știrea este peste tot. Și războiul a spulberat visul fostului președinte sovietic Mihail Gorbaciov privind construirea unei case comune europene, a declarat vineri președintele german Frank-Walter Steinmeier, relatează Reuters, citat de Agerpress. Potrivit extraselor din discursul său privind starea națiunii, Steinmeier, care provine dintr-o aripă a Partidului Social Democrat, care a susținut mult timp legături economice mai strânse cu Moscova, a afirmat că invazia rusă a condus la o schimbare de epocă. Când ne uităm la Rusia în prezent, nu mai este loc pentru vise vechi. Când ne uităm la România în prezent, ar trebui să ne gândim foarte bine la ce vom face în 2024. Pentru că visul generației noastre de a avea o țară occidentală, o țară democratică, o țară în care drepturile cetățenilor, drepturile omului sunt respectate, se poate spulbera, oameni buni, în 4 zile, când dau loc cele 4 alegeri. Și se poate transforma într-un coșmar dacă nu ne mobilizăm un număr cât mai mare, dacă nu urmărim aceste informații, dacă nu înțelegem cine sunt partidele și grupările politice care prezintă un risc enorm de a împinge România către Rusia, și nu ne prezentăm la vot pentru a le sancționa electoral. Astăzi am încercat să schimb total tonul. Nu știu exact cum a ieșit, o să mă uit și eu să văd de partea cealaltă a ecranului. Sunt foarte curios să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Dacă a stat până acum, cu siguranță considerați că este foarte importantă munca mea pentru dumneavoastră și aș vrea să-mi spuneți pe care mălim vot îl vreți. Pe cel de astăzi sau pe cel pe care îl știți până acum, sau mai bine zis, care mălim bot credeți că poate să facă mesajul să fie mai ușor de înțeles de către un public mult mai larg. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră, dragi prieteni, vă urez o seară plăcută. Semper Fidelis!